Pesimismul este dominant a stării de spirit a românilor atât la final de an, dar și atunci când își exprimă speranțele și așteptările pentru anul viitor. Totuși, ceva specific dăinuie în sufletele românilor. Aceștia nu rămân niciodată fără speranța că totul va fi mai bine în viitor. Întrebați ce dorințe au pentru 2023, cetățenii mehedințeni spun, cu speranță în suflet și durere în glas, că se așteaptă la ceva mai bun, la un trai mai decent și un confort financiar mai sporit, mai ales pentru pensionari. Ce așteptări aveți de la anul 2023 din punct de vedere social sau economic? Să fie un an mai bun, să aibă grijă de pensionari, că pensionarii s-au mărât zău, am pensie 12 milioane, ce să fac cu ea? Medicamente. Ce credeți că ar trebui să se mai îmbunătățească la noi în județ sau la nivelul orașului? Ce să se facă? E destul de frumos, nu pot ce. Numai, v-am spus, traiu de zi cu zi, greu pentru toată lumea. Unii dintre cetățeni speră la un context social mult mai bun. Mai precis, războiul care a izbucnit este un factor perturbant atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social. Se resimte o presiune asupra cetățenilor care declară că războiul din Ucraina, deși îi afectează în mod indirect, a avut un impact cel puțin emoțional asupra lor. Ce așteptări să am? Cred că bune. Bune, că trăim cu speranța. Cu speranța trăim. Cum v-ar plăcea să se încheie acest an? Să se încheie acest an foarte bine mi-ar plăcea, dar nu știu dacă se va încheia foarte bine. Din ce punct de vedere v-ar plăcea din să se încheie? Din toate punctele de vedere aș vrea. Și să se termine cu războiul. Asta este. Că războiul ne-a dat în spate. Asta e părerea mea. Ne-a terminat. Cea mai afectată categorie de oameni este categoria vârstnicilor, care se plâng de pensiile ce nu le facilitează traiul, medicamentele fiind de multe ori peste bugetul lor sau alimentele care s-au scumpit și îi condiționează să aleagă ce să se hrănească. Aceștia speră la o schimbare în acest sens, iar măsurile le așteaptă de la cei care sunt capabili să facă asta. Punctul de vedere la autorităților al guvernului, rugămintea om. Eu ca om de rând, pensionar sunt, ca domnul Ciucă, domnul ministru al protecției sociale și domnul ministru al finanțelor să fie mai indulgenți cu pensionarii care au pensii mici. Cei care au mari, au mari. Dar să fie mai indulgent de acum colo cu pensionare care au pensii mici. Lumea lasă în urmă un an furtunos și întâmpină 2023 cu multă speranță. Un an în care sănătatea și bunăstarea să fie primordiale și pacea să domine printre toți cetățenii lumii.